Telefonul meu se duce la fund sau nu? Sau prieteni, voi sunteți pe canalul Sofia Show. Și Sara este, dar nu se vede, da? Deci nici Sofia nu se vede. Și astăzi noi ce facem? Un challenge care nouă ne place foarte mult și este destul de vesel și este și un fel de experiment, da? Noi astăzi o să înnecăm diferite obiecte și o să vedem dacă ele merg la fund sau nu. Și o să vă aștepte și un prank de la mama. Deci eu vă zic că cum trebuia să zic. Dar bine, hai să mergem. Începem. Cine prima o să ghicească, merge sau nu merge, o să acumulați punctișoare, o să vedem cine câștigă. Da? Până când fetele fac cu UEFA și se hotărăsc cine prima, voi ne dați like cu cotul. Cu cotul. 1, 2, 3, 4, 5. La UEFA cine câștigă? Sara, așa de eu... A, deci Sara a câștigat. Și haideți cu primul obiect favorit de Sara. Deci Sara astăzi o să nece păpușa această drăguță. Sara o să o nece să fie. Și Sara ne zice. Fetele s-au ridicat genunchi, da? Peste unele pentru că nu se văd. Noi avem această păpușă. Sara, ce zici? Păpușa aceasta se va duce la fund sau va pluti așa pe aici la suprafață? Aici. Da, precis? Hai, încercăm. Sara este expert în păpușelul. Sara a avut dreptate. Nu se duce, da? Plutește. O lăsăm aici? Da. Mergem mai departe. Lasă-l să plutească, da? Da. Sara acumulează primul punctișor. Acum e rândul Sofie, Sofia. Ce? Cum crezi acest microfon se va duce la fund sau nu? Nu. Nu? Să vedem. Sofia tot acumulează un punctișor. Deci scorul devine 1-1. Este ușor până când, dar o să fie acuș mai greu. Sara, spune-ne, te rog frumos, acest șervețel se va duce la fund sau va rămâne aici la suprafață? Rămâne. Rămâne? Da? Hai să vedem. Până când rămâne, dar noi mai așteptăm și priviți că el totuși rămâne. Eu am zis că o să se îmbibe cu apă și se va duce la fund, dar el rămâne și Sara acumulează încă un punctișor. Voi ați reușit să ne dați like cu cotul? Nu, da, nu. 1, 2, 3, 4, 5, încă o șansă, ne dați like cu cotul. Hai să mergem mai departe. Păi, s-a ținut mult timp, oricum Sara a avut dreptate. Sau ce facem, Sara? A căzut jos. Eu totuși zic să socoatem acest punctișor. Da. Bine? Să fie așa, cinstit. Să fie, ce zici? Această biluță galbenă se va duce la fund sau va rămâne la suprafață? La suprafață. Hai să vedem. Corect. Scorul este 2-2 și noi mergem mai departe. Acum e rândul Sarei. Priviți, eu aici am un fel de plastelină cu biluțe. Sara, ce zici tu? Se va duce la fund sau rămâne la suprafață? Rămâne aici. Hai. Corect. 3-2 este scorul. Acum e rândul meu, fetelor. Cum ziceți? Telefonul meu se duce la fund sau nu? Telefonul. Dar Sofia s-a speriat, deja râde, dar s-a speriat foarte tare. Ai zis că arunc telefonul? Nu, eu am speriat că tu n-ai zis. Că nu am zis? Da. Deci am luat doar husa și am aruncat-o. Am zis că ele se vor prinde, dar Sofia s-a speriat puțin când am întrebat-o. Ai rămas puțin uimită, tata a filmat emoția Sofiei. Ai rămas șocată, așa puțin? Simt, da, te-ai speriat? Așa, este doar pusă. Bine, hai să mergem mai departe. Acum cine ghicește? Sofia, da? Da, eu. Sofia, cum crezi, acest șarpe se duce la fund sau rămâne? Se duce la fund. Bine, hai, vedem. Corect? Ai dreptate! Scorul este, stați, 1, 2... Sara, deci cam acest șervețel s-a dus la fund. Eu nu știu, să țocoatem punctul? Da, Sara vrea, da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 3, deci este scorul. Eu am mai știut. Departe. Și Sara. Sara, cum crezi aceste pompoane se duc la fund sau nu? Se duc la fund. Se duc la fund, da? Hai să vedem. Nu s-au dus la fund, Sara, și scorul rămâne 3 la tine până când. Acum vedem ce zice Sofia.
Sofia, acum crezi această radieră ce face? Se duce la fund? Este o radieră în formă de... Se duce la fund. Se duce la fund, zice Sofia. Și are perfectă dreptate și scorul devine 4-3. 4-3. Sara, eu am aici niște... Cum se numesc acestea? Stai, niște discuri, da? Din vată, nu știu. Deci cum crezi? Se duc la fund sau rămân la suprafață? Sip. Hai. Parcă ai zis în chineză acum, Sara. Hai. Rămân? Nu. Oh, se duc la fund. Eu, sincer, eu am crezut exact ca și Sara, că o să rămân aici la suprafață. S-au dus la fund, vă închipuiți? Mm-hmm. Am zis că o să fie ca și pompoanele. Deci Sara din nou nu acumulează. Scorul este 4-3 în favoarea Sofiei. Sofia până când câștigă. Sofia, cum crezi? Acest pahar se duce la fund? Nu. Vedem. Mai așteptăm. Ca atare, el trebuie să se ducă la fund. Acum dacă se umple, se duce la fund. Deci, până când scorul rămâne 4-3, eu nu schimb. Dacă până la urmă, sau ce facem? Este ca și cu șervețelul Sarei. Îi socotim punctul, Sofie, oricum mult se ține, da, la suprafață. Deci este 5-3 scorul. Sara, este rândul tău. Cum crezi, acest măr se duce la fund sau nu? Mărul se duce? Să spun. Nu. Se duce... La fund. Nu. Se duce jos acolo, aici, sau rămâne aici sus? Aici sus. Oh! Deci iată cum... O, nu! Vă închipuiți, eu sunt mirată, serios, eu am zis că... Eu am zis că știut. Da? Eu am zis că Sara acuși pierde, dar Sara câștigă. Eu am vrut să spun că... Sincer, am fost convinsă că se duce la fund. Sara, tu ești bravo, să știi. Acumulezi încă un punct și scorul este 4-5. Eu credeam că se duce la fund. Deci eu cu fizica cred că stau rău. Deci, așa mai departe. Sofia, aceste paie se duc la fund sau rămân? Rămân. Corect. 6-4, Sara, nu ne strâmbăm. Da? Pentru că abonația cu și te strâmbă pe tine. Ți arată și ție limba. Acum e rândul Sarei. Sara, ce zici? Această farfurie se duce la fund? Sara, nu ne alintăm. Ce zici? Se duce la fund sau nu? Se duce la fund. Se duce la fund, zice Sara. Și nu are dreptate. No. Scorul rămâne 4. Eu să-și am știut că... 4 și Sofia are cât? 6? Asta și acum este cel mai dureros pentru Sara. A zis, vă rog frumos să nu o băgați în apă, este pieria mea, dar noi totuși astăzi experimentăm și o băgăm în apă. Sofia, ce zici? Se duce se la fund? Ți-o dau, bine, apa este curată oricum. O spălăm bine, 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 da? În apă fierbinte, fierbinte. Ce face? Se duce la fund? Se duce la fund. Ok, hai, oricum deja ești câștigătoare. Te mai gândești puțin? Să plătească. O rămână aici la suprafață? Da. Hai. La fel eram convinsă că se duce la fund, dar rămâne. Rămâne, gata, nu. Parcă se duce Titanicul la fund, Sara. Cu așa emoții. Bine, gata. Dar eu am 7. Și? 7-4. Scorul este 7-4. Sofia a câștigat. Bravo! În unele momente Sara m-a uimit foarte mult pentru că a ghicit, da? Și vouă, dacă v-a plăcut challenge-ul nostru de astăzi și să arunc poate totuși telefonul meu în apă, ce ziceți? Nu? Mă temeți, da? Ne dați multe, multe, multe like-uri, vă abonați la canalul Sofia Show și nu uitați de canalul Like Sara, pe care la fel mă bâlbâi. Apar filmulețe multe noi. Like-uri, da. Vă abonați și pupici și ne revedem în filmulețul următor. Pa, pa! Pa, pa! Life was dull until you came. I was breathless when we first met. Couldn't keep my hands away. I was speechless.